în care simt și presiunea, vă spun sincer, mai mare decât aceea când am depus jurământul pentru funcția de subprefect. Asta înseamnă că în cei 2 ani și jumătate am înțeles importanța și marea responsabilitate pe care mi-o asum. Dumneavoastră, reprezentanți instituțiilor publice, colegii mei din instituția prefectului, reprezentanții mass media, aleși locali și județeni, mă cunoașteți. Ne cunoaștem. Am lucrat împreună 2 ani și jumătate și cred că avem o relație bazată pe respect reciproc și profesionalism. Dumneavoastră, colaboratorilor mei direcți, vă mulțumesc pentru sprijinul pe care mi l-ați acordat, mai ales în perioada în care am condus această instituție singură. Și vreau să vă rog ca în continuare să facem aceeași echipă, bazată pe eficiență, pe profesionalism, astfel încât să punem în aplicare la nivelul județului nostru tot ce cuprinde programul de guvernare pentru relansarea economică a județului Prahova și pentru bunăstarea cetățenilor prahoveni, în spiritul transparenței care ne caracterizează activitatea. Mulțumesc domnului Ștefan Grigoraș Daniel pentru colaborare și vreau să amintesc că în sală în acest moment se află alți 3 foști prefecți ai județului Prahova cu care am lucrat, de la care am învățat foarte multe și care sper să mă sprijine în continuare. De asemenea, vă promit că voi rămâne același partener activ de dialog cu organizațiile, cu structurile sociale și profesionale și mulțumesc tuturor celor care astăzi, din partea vârstnicilor prahoveni, au venit să mă încurajeze, precum și reprezentanților organizațiilor patronale și sindicale, colegii mei din Comisia de Dialog Social. Astăzi vă promit că voi da dovadă de aceeași corectitudine, imparțialitate și implicare, așa cum mă cunoașteți, în îndeplinirea activității pe care o presupune exercitarea funcției de prefect al județului Prahova, bineînțeles, în aplicarea legii și în interesul cetățeanului. Vă mulțumesc și ne doresc mult succes în continuare.